Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu la un nou clip. Clip astăzi din nou pentru casa Rosendo Mateu. Parfumul pe care vreau să vi-l aduc în discuție este un parfum apărut în 2017 în colecția Olfactive Expressions, colecție care numără 7 parfumuri până în acest moment, fiecare cu un anumit specific, ba pe ambră, ba pe lemnărie, pe flori aromatice, ud, avem iarăși paciulii, deci cam toate grupele aromatice sunt atinse de această serie și astăzi am să vă vorbesc despre numărul 4, respectiv șofran, ud, vanilie. Așa cum sunt ingredientele listate ca ordine, așa se vor și simți în parfum, deci ceea ce vei simți ca prim plan este o notă de șofran urmată de o notă lemnoasă de ud, iar undeva în fundal și către bază va ieși la iveală vanilia. Este un parfum foarte consistent din punctul de vedere al ingredientelor, sunt foarte multe note în compoziție în comparație cu numărul 5 pe care l-am recenzat și un singur lucru am ca contraargument sau ca bilă neagră pentru acest parfum, contrar faptului că miroase foarte bine, este vorba despre performanța acestui parfum. Longevitatea nu este strălucită în cazul meu. Am studiat un pic și am văzut că, de principiu, asta e tendința parfumului, ca din punctul de vedere al performanței să nu strălucească, dar e posibil ca undeva acolo câteva persoane sau un anumit procent să fie chiar încântat de performanța acestui parfum, însă în acel procent eu nu mă regăsesc. Deci, 2017, anul apariției, un parfum după un rețetar clasic, deci este un oriental lemnos, un oriental în care avem jucătorii principali ud, șofran, însă nu avem trandafirul care trona în alte parfumuri ca triunghi amoros, aici avem vanilia. Parfumul se deschide cu o tentă foarte dulce, foarte fructată, foarte, pot să-i spun, cu o tendință semi-gurmandă, pentru că pare foarte delicios în deschidere, este și condimentat de la șofran și de la notele fructate. Și pe parcurs această tendință dulce doar scade în intensitate, lăsând locul combinației de șofran și ud. Vanilia, în cazul meu, este foarte slab perceptibilă, deci nu îl consider un jucător principal, dar există o dulceață în acest parfum, dulceață care pe de-o parte vine dinspre notele fructate, pe de altă parte dinspre vanilie, iar împreună combinându-se dau o tentă dulce acestui parfum. Deci este un parfum foarte frumos, foarte elegant, cu o tendință mai masculină. Așa cum am spus, performanța nu strălucește. Am să aplic pe acest strip de hârtie pentru că pe încheieturile mâinilor am alte parfumuri și o să fac o ciorbă, o să miroasă cu totul altceva, deci să aplic pe acest strip de hârtie să vă spun ceea ce simt în deschidere. Baza parfumului este doar vanilie, ud, șofran. Cu notele predominante șofran, ud, vanilie, în zona aceasta vor fi și percepute în bază. Vanilia fiind cea mai slabă, iar cea mai potentă fiind nota de șofran, urmată de ud. Deci la acest capitol, acest deznodământ îl veți întâlni în baza parfumului. În deschidere, este o tendință fructat condimentată, note fructate împreună cu șofranul și simt și o tentă ușor cauciucată, care cu siguranță vine dinspre ud, care cel puțin în deschidere dă o tentă mai cauciucată, note lemnoase. Și în același timp foarte condimentat. Există și altceva ce excede nota de șofran, cu siguranță că mai sunt și alte note. Există și nucșoară în parfum și posibil ca și de acolo să vină o tendință spicy de mirodenie în combinație cu șofranul, care dau așa o textură piperată deschiderii lemnoase a parfumului. Miroase foarte plăcut, este un pic mai abraziv în deschidere, însă pe parcurs ce parfumul se așează, se domolește, se îmblânzește, altfel vei percepe și nota de șofran, și nota de ud, și nota de vanilie. Udul nu este un ud foarte potent, foarte desperiat, dacă este să-l compar așa, deci nu va fi ceva care va fi repulsiv, ci pur și simplu există o notă lemnoasă cu niște tendințe mai cauciucate, care e posibil să deranjeze pe anumite persoane, dar lăsați-i timp să se așeze și veți vedea că nota lemnoasă se mai îmblânzește.
Din punctul de vedere al compoziției, este un parfum, așa cum am spus, bogat. Regăsim un parfum în deschidere, note de bergamotă și floare de portocal. În inima parfumului avem șofran, nucșoară, iasomie, scorțișoară și iris, iar în bază regăsim ud, lemn de gaiac, vanilie, vetiver, tonka, labdanum, rășini benzoice, lemn de santal, patchouli și mosc. Deci în baza parfumului sunt atât de multe note, dar eu nu le simt pe toate. Ceea ce simt este o combinație dulce-fructată cu o rezonanță lemnoasă dinspre ud și, bineînțeles, nota condimentată de șofran, cu mici așa adieri de nucșoară, de scorțișoară, deci există o tendință de spicy, de mirodeni în combinație cu șofranul. Foarte plăcut, foarte frumos, nimica inovativ, deci nu vă aștepta să fie ceva care să rupă gura târgului, însă miroase foarte abordabil și foarte elegant în același timp. Din punctul de vedere al performanței, aici sunt niște lucruri care pe mine nu mă încântă, deci eu discut de o longevitate de aproximativ 5 ore cu o proiecție foarte bună pentru primele 60 de minute. După 60 de minute parfumul se retrage la nivelul pielii și rămâne acolo și îl mai simt până către intervalul maxim de 5 ore. Deci din acest punct de vedere parfumul performează în cazul meu, chiar dacă vine în concentrație apă de parfum. Din punctul de vedere al flaconajului, 100 de ml, așa cum am spus, concentrația este apă de parfum, preț de raft 175 de euro. Este un parfum de vreme rece, deci aici toată perioada toamnei, iernii și primăverii poate fi purtat. Este unisex cu o tendință mai masculină, dar cu siguranță pe ambele genuri va pica foarte bine, foarte frumos și în același timp elegant. De asemenea, îl recomand ambelor genuri să-l testeze, pentru că sunt multe ingrediente care vor face deliciul ambelor genuri. Un parfum de ținută casual, elegant, până la o ținută formală și poate fi purtat cam în orice situație. Dacă este să trag o concluzie și să dau eventual o alternativă mai potentă, consider eu, consider că din punctul de vedere al performanței nu este în regulă, cel puțin în cazul meu. Prețul nu sare calul, dar nu este nici ieftin. Un miros care îl putem întâlni și în alte parfumuri, deci combinația ud, șofran și alte elemente condimentate plus o bază lemnoasă, se întâlnește, această combinație o întâlnim în multe alte parfumuri, deci posibil ca pe piață să fie alternative și mai bune din punctul de vedere al performanței, dar și mai atractive din punctul de vedere al prețului. Eu am să vă dau unul singur de la Casa Martin Mikalev, este vorba de parfumul oud, care se duce cam în același teritoriu. Ud, note florale și miroase într-o proporție destul de consistentă cu acest parfum, numai că acela are o performanță mult mai bună, consider eu. Deci dacă este să vă dau o alternativă, cel puțin Ud de la Mikalev ar fi acea alternativă, plus multe alte parfumuri care se joacă în acest teritoriu oriental lemnos. Concluzia, din punctul de vedere al unui scor pe care îl dau acestui parfum, nota 8,5. Nu este un parfum care să epateze din punctul de vedere al creației, din punctul de vedere al performanței are carențe, cel puțin din ce am testat pe pielea mea. Prețul aici e de discutat, unii vor spune că e prea ridicat, alții că este excelent, de ceea ce ține de potența financiară a fiecăruia, dar o notă pe care o pot da acestui parfum lună la grămadă, toate aceste concluzii și caracteristici, 8,5. Recomandarea mea este totuși să-l încercați, nu încercați să-l, sau eu vă recomand să nu vi-l luați blind, pentru că nu veți găsi ceva inovativ în el. E posibil să vă izbiți de aceeași problemă cu performanța, deci testați înainte de toate și după aceea, dacă este să găsiți o alternativă mai potentă, încercați și cu Oud de la Mikalev și alte parfumuri care se joacă în acest spectru șofran lemn de agar. Acestea fiind spuse, pun punct acestui clip aici. Ca întotdeauna aș fi curios să aflu părerea voastră dacă ați testat acest parfum. De asemenea, vă mulțumesc că m-ați urmărit pe parcursul acestei recenzii și sper ca să vă fi adus câteva informații în plus vis-a-vis de acest parfum. Pentru că, apropo, nu există foarte multe recenzii pe YouTube. De asemenea, acum există și o recenzie în limba română care e posibil să ajute pe anumite persoane. Acestea fiind spuse și încheiind videoul, vă doresc la toți toate cele bune și să ne auzim cu bine data viitoare. Vă salut!